Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Universitatea din Craiova și Inspectoratul Școlar Județean au organizat astăzi cea de-a treia ediție a workshop-ului New Approach in Basketball. Scopul, în primul rând, este de a populariza ramura sportivă basket. În al doilea rând, este de a învăța din experiența celor mai buni, de a învăța tainele acestui joc de basket. Rezultatele se văd de la an la an, deoarece ceea ce învățăm de la ei se implementează atât în cadrul cursurilor de basket din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, cât și în cadrul lecțiilor de antrenament, deoarece în sală sunt și antrenorii de basket ai anumitor cluburi de basket din Craiova. Parteneriatul dintre Facultatea de Educație Fizică și Sport și specialiștii în basketul practicat în Statele Unite ale Americii este unul de mare succes. Our purpose for coming to Craiova and Romania is simply to share the game of basketball that we love with hopefully some of the young people here who love the game too. Being from America, being in the country where the game of basketball was founded doesn't mean that we're anything more special, but we have a little bit more. There are more people who love the game, there are more people who play the game. So deci scopul acestui workshop este de a populariza jocul de basket. Spunea că venind din America, locul unde s-a inventat jocul de basket, asta nu înseamnă că sunt superior, ci că au o experiență anterioară și mai multe persoane care iubesc jocul de basket. We just simply want to share our knowledge and to gain knowledge from the players here. If hopefully that our games will intermingle. International ball is a little different than American ball. Spunea că basketul internațional este un pic diferit față de basketul american și își dorește să împărtășească și să învețe și ei din experiența aceasta și bineînțeles să ne împărtășească din experiența lor vastă a basketului.